de iuțime, de ceartă pe la serviciu, de invidie și de alte. Deci, măcar aceste trei puncte să le atingem noi în seara aceasta. Sfântul Părinte, luați orice gând negativ din toate părțile de părere, să îl întâmplăm cu rugăciunea. Domnule Hristos, Dumnezeu, Hătosul, depărțează aceste gânduri, că nu sunt ale mele. Adică să nu ne învoim cu ele, toate gândurile astea. Și de pace, și de toate păcatele. Așa. Să ne respingem prin rugăciunea aceasta, că ne-a lăsat-o și Sfărinte. Una. Trebuie să ne scurgim ceva mai des și să ne împărtășim mai des. Sunt unii creștini care o bine numai de 4 ori de an. E prea rar în cele 4 posturi. Alții nu se împărtășesc cu oameni. Nu se spuneleți. Greșesc mult, mult greșesc față în Dumnezeu, că nu, adică nu se încadrează și legile creștinești, ale ortodoxiei, de scoate, de poate, și mai de, că nu știm când vine 6 de morți, de ce am învățat, de ani pregătiți. De aceea, Sfinți Părinți, uite, pocăriți-vă și a apropiat împărăția cerului. Mai ales în tipul de acum și când erau și cei trei erași. Sunt eu în gură de ori, zicea că atunci era toate sfârșitul. Dar nu a fost acolo. Acum se pare că era toate sfârșitul. Se observă că timpurile care în 90 de până acolo, că 3 ani vor fi ca 3 luni, 3 luni ca 3 săptămâni, 3 săptămâni, 3 săptămâni, parcă a scurtat timpul, parcă merge timp mai rege, mai, da. De aceea trebuie să ne pregătim, că nu știm ce a spus mie, într-adevăr, dar totuși să fim pregătiți că asta e mai important ca orice. Spuneți-vă și împărtășit cât mai des. Asta e, da. Și să trăim după voia lui Dumnezeu, să fim în pace cu toți, chiar și cu reșii noștri. Și ne rugăm pentru cei care ne fac rău, ca și pe ei să-i drept Dumnezeu, așa, ca să fim creștini adevărat, da. De când dată, atât, eu... Să trăiți, Părinte, să rămână!